Bun găsit! Să aveți un Crăciun așa cum vă doriți. Vorbim acum despre ce înseamnă Crăciunul pentru un paramedic smurt. Alături de mine este Codruț Vas din cadrul ISU Dobrogea. Bun găsit! Bună ziua! Ce înseamnă Crăciunul pentru dumneavoastră? Pentru mine Crăciunul aici, la locul de muncă, este ca o tură obișnuită. Cu bune și cu rele. Ați prins de-a lungul timpului Crăciun aici? Sigur că da, nenumărate Crăciunuri le-am petrecut la locul de muncă și a fost ca o tură obișnuită pentru noi. Ne puteți descrie în câteva cuvinte cum a decurs o tură Crăciun? A fost o tură obișnuită, excepție făcând afecțiunile specifice sărbătorilor de Crăciun la români. Dar noi suntem pregătiți ca în oricare altă zi. Cum ar arăta Crăciunul ideal pentru dumneavoastră? Pentru mine, Crăciunul ideal ar trebui să fie fără nicio intervenție, fără activitatea specifică muncii noastre sau în sânul acasă, în sânul familiei. De obicei, când sunteți acasă de Crăciun, cum decurge o astfel de sărbătoare? La oricare român, cu produse specifice noastre. Cu familia, mă gândesc. Cu familia, cu prietenii. Mi-ați spus cum arată Crăciunul ideal pentru dumneavoastră. Acum vă întreb cum este cel real. Sunt intervenții specifice sărbătorilor de Crăciun și activitatea noastră normală pe care o desfășurăm tură de tură când suntem la serviciu. Cum arăta în copilărie Crăciunul? Alături de părinți, de bunici? Așa cum arăta la oricare copil din generația mea, cu multă zăpadă, cu sanie, cu om de zăpadă, munte, tabără. Ce vă mai amintiți de atunci? Tăierea porcului. Vă plăcea? Ca noi suntem români. Mă gândesc și așteptarea lui Moș Crăciun. Da. Anul acesta, din păcate sau din fericire, voi fi la muncă în ziua de Crăciun. Și voi încerca să fac să fie bine în tura pe care o am. Vă mai amintiți, nu știu, evenimente care au avut loc de Crăciun când erați la muncă? În general, vorbesc din punctul meu de vedere, intervențiile dificile pentru mine sunt cele în care sunt copii implicați. Am avut acum câțiva ani, nu știu când, mai exact, să vă spun, am avut o familie nevoiașă, cu mulți copii, tatăl bolnav de cancer, cu neoplasm, mama casnică și o fetiță de 14-15 ani cu traumatism membru superior. Nu avea cine să o însoțească la spital fiind minoră și a trebuit să luăm o soră mai mare decât ea. M-a impresionat felul în care trăiau aceste sărbători de Crăciun. Și am încercat alături de echipajul de pe ambulanță să îi ajutăm și noi cum putem, cum am putut. În rest sunt cazuri sociale, oamenii pe care îi adunăm de pe stradă și care își petrec Crăciunul acolo. Astea sunt intervenții dificile și pentru noi. Intervenții frumoase? Intervenții frumoase, când spui smurd, nu ai. Știu că ați avut de-a lungul timpului și campanii în care ați încercat să îi ajutați împreună cu colegii dumneavoastră, să îi ajutați pe copii, pe cei care au rămas fără case. Sigur că da, an de an ajutăm și noi cât putem alături de colegii de la inspectorat. Încercăm să fim alături de cei nevoiași, cei care au nevoie de noi. Ce simțiți atunci când știți că ajutați? Pentru noi a ajuta este o rutină zilnică. Suntem bucuroși să o facem. Activitatea noastră depinde foarte mult de semenii noștri. Și totul este bine când se termină cu bine. Ce vă determină să deveniți paramedic smurt? Pasiune. Este o pasiune. Îmi place ceea ce fac. Aș vrea să continui ceea ce fac. Este ca orice altă
meserie. Vă este greu atunci de sărbători când sunteți departe de familie? Sigur că da. Ne este greu, ne gândim la ei, vorbim atunci când putem și nu suntem la cazuri, la intervenții. Ne gândim că a doua zi ne întoarcem acasă și sperăm să ne întoarcem cu bine acasă. Când erați acasă cu familia, s-a întâmplat să fiți chemat, mai ales de sărbători, acum să fiți chemat la muncă? Adică să fiți liber și să fie o intervenție? S-a întâmplat, nu de foarte multe ori, dar când este nevoie de noi, suntem la datorie chiar și atunci când suntem acasă. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Cu plăcere. Mulțumim că ați fost alături de noi, vă doresc un Crăciun fericit!